Consumăm în special rădăcină de țelină și o folosim în supe, ciorbe, mâncăruri și salate. Însă de multe ori neglijăm tulpinile și frunzele, fără să știm ce secret ascund. Țelina are efecte detoxifiante, antiinflamatorii, antidepresive și antibiotice, disponibile atât în cazul consumului rădăcinii, dar și a frunzelor plantei. Țelina a fost folosită la origini ca medicament, datând încă din secolul IX înainte de Hristos și fiind menționată în scrierile lui Homer. Hipocrate descria țelina ca și calmant nervos. Astăzi este apreciată pentru calitățile sale, ajutând la scăderea în greutate. Se spune despre țelină că ar avea calorii negative, digerarea ei arzând mai multe calorii decât cele acumulate prin consumul ei. Dacă folosiți țelină în mâncare? Da! Folosesc țelină, pătrunjel, rădăcina de păstrânac, da, folosesc foarte multă țelină. Este foarte folositoare și pentru organism. Da, este sănătoasă. În primul rând este foarte sănătoasă. Țelina e un aliment foarte bun, e bun și la mâncare, e bun pentru potență la bărbați, conține vitamina C, e un bun stimulator al organismului, pentru stomac, e foarte bun pentru ficat, țelina, e și la murător bună, e bună peste tot țelina. Țelina e un aliment foarte, e cel mai tare aliment și zazăvat din toate zazăvaturile. Asociată deseori cu Viagra naturală, țelina este vestită pentru faptul că poate să îmbunătățească viața intimă. Această rădăcinoasă minune oferă o mulțime de beneficii pe plan erotic, așa că merită să apelezi la ajutorul ei. Da, de toate. Eu am rase deja de asta toamnă, eu le pun și le am. Că până mă duc eu acasă, ori mă duc în grădină, ori stau să rad, așa tai cu cuțitul de acolo și pun și îmi fac doar ce pe o măituc. Da? E foarte bună pentru organism. Da, și pătrunjelul și păstrânacul. Sunt spălate și nespălate. Să folosească lumea ce vrea, după bani, după buget. Țelina românească are frunzele închise la culoare și tulpinile subțiri. În magazine putem găsi și țelină apio, care are tulpina mai groasă, compactă și deschisă la culoare, cu frunzele verde pal. Țelina și în special frunzele acesteia sunt bogate în apă. O poți considera așadar pe lângă o legumă sănătoasă și o sursă de hidratare. Are un conținut foarte mare de fibre și unul destul de mic de carbohidrați, deși nu lipsesc în totalitate. Carbohidrații din țelină fac parte din categoria celor mai puțin dăunători.